Pentru a preveni abandonul universitar și creșterea ratei de promovabilitate în cazul studenților de anul întâi, Facultatea de Științe a Universității din Craiova a organizat astăzi un eveniment în cadrul căruia angajatori din zona Olteniei s-au întâlnit cu tinerii de la departamentele de fizică, chimie și matematică. Proiectele RU sunt proiecte care au fost câștigate de Universitatea din Craiova într-o competiție acerbă, pot să spun. Sunt finanțate prin Banca Mondială și își propun în principal reducerea abandonului școlar, un fenomen cu care ne confruntăm din ce în ce mai tare în ultima perioadă. Vreau să vă spun că Universitatea derulează în acest moment 10 proiecte RUS, acesta este doar unul dintre ele și aș vrea să vă mai spun un lucru. Din toate proiectele câștigate la nivel național de către universitățile din România în această competiție, Universitatea din Craiova a câștigat 33% din aceste proiecte. Facultatea noastră are un interes deosebit în a vă oferi stagii de practică și dacă în prezentarea mea de data trecută vă spuneam care sunt competențele pe care dumneavoastră le puteți obține la terminarea acestei facultăți și ocupațiile posibile pe care le veți avea din aceste specializări pe care le faceți, acum vreau să vă spun că voi puteți să vă îmbunătățiți îndemânările alături de firmele cu care facultatea noastră este în colaborare și cu care are contracte de practică. Este vorba de 96 de firme la care dumneavoastră puteți să faceți practică în domeniul și specializările dumneavoastră, de la firme de IT, la firme de optometrie, de fizică medicală, agenții de mediu și tot ceea ce credeți că v-ar mai interesa în cariera dumneavoastră. Proiectul este un proiect mare, ca și sumă, este finanțat din fonduri europene de la Banca Mondială. El se întinde pe durata a 2 ani de zile, deci 2017-2018, respectiv 2018-2019, astfel încât de la toamnă grupul țintă se va modifica în componența lui, intrând studenții din anul întâi care vor veni la facultatea noastră la admiterea din sesiunea iulie 2018. Ca și activități desfășurate în proiectul ROS, sunt activități cu o paletă largă, respectiv sunt activități de consiliere și coaching, sunt activități de tutorat, sunt activități remediale, sunt activități de consiliere personală și orientare în carieră. De asemenea, sunt o serie de workshop-uri, competiții interstudențești care se derulează pe parcursul acestui an universitar. Sunt aceste campanii de conștientizare pe care o asemenea activitate o derulăm chiar astăzi, dar și am programat în acest an universitar două vizite de studiu cu studenții din anul întâi, vizite de studiu pe care le vom derula la diferite companii, instituții. Practic, noi, ca și companie, ne ocupăm cu automatizarea proceselor repetitive. Practic, orice proces de business care este bazat pe reguli bine definite și pe o rată mică de excepție, poate fi automatizat. Este o arie destul de nouă încă și sperăm alături de Universitatea din Craiova și Departamentul de Științe să implementăm un proiect prin care noi să ajutăm angrenarea acestui subiect în spectrul vostru de posibile cunoștințe pe viitor și probabil și posibile arii de activitate după ce se termină facultatea. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Implementarea unei strategii specifice de retenție a studenților din domeniul științelor exacte.